cozile astea de la vamă, de la Leușeni, Sculeni, da? Cum care sunt devenirea din România. Da. Mă uitam azi niște poze, că lumea vin din weekend. Da. Eu mi-aduc aminte fiecare opoziție, da, urlă că guvernarea intenționată și omoară, cetățenii nu poate să facă și vine la putere și nu face niciodată drag nimic. Da. E posibil fizic de făcut ceva acolo, sau n-ai ce-i face, asta da, e realitate. Gheorghe, tu înțelegi că până în ziua de azi nu este făcut fizic, măcar ca omul online, încă o dată repet, online, pe aplicații, nu știe și este pe site-ul Poliției Frontiere, da? Dar omul să vadă online cum se mișcă traficul la frontieră, câte mașini stau în interiorul oamenii, câte stau după bariere, recomandări, tu când mergi azi pe Waze ori pe Google, mă, el și spune, Gonță, fă la dreapta că în față s-a întâmplat un accident, așa îți spune? Da. Așa o aplicație, Gheorghe, poate fi făcută în 3-4 luni. Ce aplicație noi vorbim când toate guvernările care tu le spui, eu vorbesc cu un lucru de 3 ani mai simplu. Știi ce să fac eu primul lucru în 2-3 luni când ajung la putere? A să fac la fiecare vamă, la ieșire, dușuri și viceuri, așa cum stau în Europa de 20 ani. Băi, Gheorghe, la noi nu sunt făcute dușuri și viceuri, dar tu aștepți să-ți facă aplicații cum să redirecționeze traficul. Când pe dânșază-i duci capul, ocupiat din unele județe din România, cercurile astea cu plastic, oribile, care... Deci la noi nimeni nu construiește nici o estacadă în țară ca să descarce, înțelegi? Dar tu vrei să descarci vremele. Doamne ferește!